Bine ați revenit la 5 minute despre. Probabil ați auzit cu toții despre entropie. Puteți găsi în cursul de termodinamică subiectul entropia. Dacă doriți să știți mai multe despre entropie ca mărime fizică și despre felul în care o putem calcula, găsiți linkul în descriere. Cel care a introdus mărimea fizică entropie a fost unul dintre părinții termodinamicii, fizicianul și matematicianul german Rudolf Clausius, iar cel care a găsit o metodă pentru a o defini statistic și a o calcula a fost fizicianul și filozoful austriac Ludwig Boltzmann. Clausius a reușit să formuleze principiul al doilea al termodinamicii folosindu-se de noțiunea de entropie. Formularea sună cam așa. În orice proces irreversibil al unui sistem termodinamic izolat, entropia crește. Și cum în lumea noastră, în lumea macroscopică, toate procesele sunt irreversibile, concluzia este că dacă Universul este un sistem termodinamic izolat, entropia lui trebuie să fie în creștere. Toate astea sună interesant, dar dacă nu înțelegem ce este entropia, nu înseamnă nimic. Așa că voi încerca să explic ce se înțelege prin entropie și veți vedea că dacă înțelegem acest lucru, înțelegem și de ce entropia crește. Pentru a înțelege ceea ce urmează, trebuie să știți că temperatura măsoară, de fapt, energia cinetică medie a moleculelor. O temperatură mai ridicată înseamnă o mișcare medie mai rapidă a moleculelor, ceea ce înseamnă că acestea au mai multă energie cinetică. Cu cât un corp este mai cald, cu atât mai multă energie cinetică au moleculele lui. În secolul al XIX-lea, studiul mașinilor termice a arătat că orice facem, nu putem realiza un motor care să aibă randamentul 100%, adică un motor care să transforme în lucru mecanic toată căldura pe care o primește. Un motor termic primește căldură, notată QP, căldură primită, de la o sursă caldă, de pildă flacăra de ardere a unui combustibil, transformă o parte din această căldură în lucru mecanic, notat pe desene cu L, iar ceea ce nu poate transforma în lucru mecanic cedează unei surse reci, de pildă aerului din jurul motorului. Deci orice motor termic trebuie obligatoriu răcit. Atenție! Căldura de care trebuie să scape motorul nu apare doar datorită frecărilor. Frecările sunt doar o problemă tehnică. Motorul ar trebui răcit chiar dacă n-ar exista frecări, pentru că nu poate transforma toată căldura primită în lucru mecanic și trebuie să scape de căldura pe care n-a folosit-o, altfel se încălzește până când se distruge. De fapt, azi știm că nu putem transforma integral căldura în nicio formă de energie. De câte ori folosim căldură pentru a obține, de pildă, energie electrică, rămâne căldură nefolosită, indiferent cum obținem căldura. De exemplu, lângă orice reactor nuclear energetic, puteți vedea turnuri de răcire. Acestea au rolul de a disipa căldura care nu poate fi folosită în atmosferă. Reactorul trebuie răcit, ca o mașină termică. Și repet, aceasta nu este o problemă tehnică, ci este o lege a naturii. Principiul al doilea al termodinamicii ne spune asta, așa că oricâte progrese tehnologice vom face, nu vom avea niciodată o mașină termică cu randament 100%, nu vom putea niciodată transforma integral căldura într-o formă de energie. Dar întrebarea de 100 de puncte este de ce? Iar răspunsul este legat de ordine și dezordine, adică, după cum veți vedea, de entropie. Presiunea care împinge un piston sau palele unei turbine
într-o mașină termică apare datorită ciocnirilor dintre moleculele gazului fierbinte și piston, așa cum vedeți în această animație. Pistonul este lovit elastic în fiecare secundă de miliarde și miliarde de molecule care se mișcă cu viteze mari și în acest fel apare o forță care împinge pistonul, care, datorită acestei forțe, poate efectua lucru mecanic. Dar, pentru ca pistonul să primească toată energia unei molecule prin ciocnire cu ea, după ciocnire, molecula trebuie să rămână în repaus față de cilindru. Asta înseamnă că ea și-a cedat toată energia cinetică pistonului. Viteza moleculei, pentru ca acest lucru să se întâmple, se poate calcula cu formulele ciocnirilor elastice. Am vorbit despre ciocniri în cursul cu același nume, găsiți linkul în descriere. Și dacă facem calculul, găsim că pentru ca o moleculă să se oprească după ciocnirea cu pistonul, ea trebuie să aibă o viteză dublă față de piston, cam așa cum ne arată acest desen și așa cum vedeți în animație. Deci viteza moleculei trebuie să fie de două ori viteza pistonului. Și după cum am spus, în acest caz, molecula și-ar ceda toată energia prin ciocnire pistonului, iar ea, molecula, ar rămâne în repaus. Numai că moleculele care lovesc pistonul au tot felul de viteze. Mișcarea moleculelor este dezordonată, iar transferul total de energie se realizează doar pentru o anumită viteză. Asta înseamnă că marea majoritate a moleculelor vor rămâne cu energie. După ciocnirea cu pistonul, nu putem să extragem toată energia cinetică a moleculelor. Sigur, noi nu ne-am propus să extragem toată energia cinetică a moleculelor, ci doar energia lor suplimentară, ceea ce a apărut prin încălzirea gazului de lucru. Dacă am putea face asta, gazul ar rămâne după ce am împins pistonul la aceeași temperatură pe care a avut-o înainte de a fi încălzit, ceea ce ar însemna că motorul nostru are randamentul 100% și n-are nevoie de răcire. Dar un raționament asemănător, puțin mai complicat însă, poate demonstra că nici acest lucru nu este posibil și tot din cauza faptului că moleculele se mișcă dezordonat. Acum să presupunem că am efectuat lucru mecanic asupra pistonului, l-am accelerat și acum el se mișcă din inerție comprimând gazul, așa cum vedeți în desen. După fiecare ciocnire cu o moleculă, aceasta se va mișca mai repede, așa cum vedeți în animație. Adică va avea mai multă energie cinetică, în timp ce pistonul se va mișca mai încet, pierzând energie. Sigur, ciocnirea cu o moleculă nu încetinește pistonul, dar ciocnirea cu miliarde și miliarde și miliarde de molecule, da. Iar după câtva timp, pistonul se va opri. Pentru că toată energia lui cinetică a fost transferată moleculelor, care acum se mișcă în medie cu o viteză mai mare decât înainte, ceea ce înseamnă că gazul este mai cald și mai înseamnă că am transformat energia cinetică a pistonului în căldură. Toată energia cinetică a pistonului am transformat-o în căldură, deoarece pistonul s-a oprit. Deci principiul al doilea ne arată că, în timp ce căldura nu poate fi transformată integral în lucru mecanic, lucrul mecanic poate fi transformat integral în căldură. Iar în partea a doua a acestui material veți vedea ce legătură are această asimetrie cu entropia. Mulțumesc pentru atenție! La revedere!